Peste 200 de mii de locuitori din zona municipiilor Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei și Gura Humorului vor beneficia de un proiect de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după o întâlnire cu secretarul de stat în Ministerul Mediului, Florin Burnar. Astăzi lansăm cel mai mare proiect al județului Suceava. E vorba de proiectul de 120 de milioane de euro, apă și apă uzată. Este proiectul pe programul operațional sectorial AXA 1, care are în vedere 5 mari aglomerări urbane în județul nostru și se adresează aproape la 200 de mii de consumatori. Apă, canal. Lucrările vor fi realizate printr-un proiect în valoare de 120 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Un sfert din bani vor fi direcționați către lucrările din municipiul Suceava. Dacă în prima etapă ne-am axat mai mult pe înlocuirea conductelor care erau destul de vechi uzate fizic, etapa a doua merge mai mult spre extindere. Noi astăzi avem un grad de acoperire de 83% în municipiul Suceava, în ceea ce înseamnă serviciile de apă și canalizare, după ce finalizăm, bineînțeles, și proiectul ISPA în acest an. Ca urmare a aplicării acestei de-a doua etape, pe fonduri de coeziune, gradul de acoperire a acestor servicii va crește la 96%. Eu zic că ne vom clasa printre orașele mari cu gradul cel mai mare de acoperire a serviciilor de apă și canalizare. Gheorghe Flutur a precizat că documentația și dosarul de licitație vor fi realizate până la sfârșitul anului, iar lucrările ar putea începe în prima parte a anului viitor.